Bună dimineața, dragii mei, și uite așa arată directul, tocmai îmi puneam casca. Bună dimineața, Rosi, să-l aud și pe Rosi ce are de spus. Bună dimineața, și ce faceți? Să știți că afară a nins puțin, asta înseamnă direct, asta înseamnă că la 7 fix să ne întâlnim aici la Dale Dimineții. Rosi, ne faci tu cu mâna așa de la distanță, e somnoros, nu zice nimic, dar râde, am reușit să-i smulg un zâmbet. Dragii mei, sper să reușesc să vă smulg și dumneavoastră un zâmbet așa la prima oră. Arunc și eu un ochi să văd cum arat. Povesteam aici de zor cu invitatul meu. Am dat ieri un pic din casă. Bună dimineața, Doru, și bine venit la Dale Dimineții! Bună dimineața, Ioana, bună dimineața, telespectatorul, și mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mult drag, îți mulțumesc eu, pentru că mereu spun, invitații mei îmi spun mereu mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că suntem așa prezenți în viața domniilor sale cu camera de luat vedere, că în cazul de față doar așa de la distanță, știți că eu sunt o leneșe, stați liniștiți, dragii mei, și Doru știe că ne cunoaștem deja de câțiva ani buni. Încercam în discuția din în această dimineață să îi spun lui Doru, oare de câți ani ne cunoaștem, și nu cred, mă tot chinui de ceva timp să-mi aduc aminte de câți ani îl cunosc pe Doru, dar nu reușesc. Da, mulți tare. Și o întrebare, oare tu în ce an ai venit în județul Hunedoara? Am ca să-ți răspund la întrebare, Ioana, nu știu de cât timp, nu știu de unde, te știu de undeva de vreo 10 ani. Așa, da. Am ajuns în 2013 în zona aceasta, mai exact la Orăștie. Da, frumoase vremuri. Noi acolo ne-am cunoscut, la Orăștie, o spun de fiecare dată când am ocazia. Povesteam zilele acestea, chiar de Sfântul Ion, o salut pe această cale pe Iulia Raicu, o prietenă foarte bună, și chiar povesteam cu ea că comunitatea de la Orăștie va rămâne mereu alături de sufletul meu, pentru că eu am locuit acolo, la fel ca și tine, venită din altă zonă, 24 de ani. Și mi-aduceam aminte de acele momente foarte grele în poveștile mele cu Iulia, acei ani foarte grei ai mei, mulți dintre dumneavoastră îi știți, am trecut prin momente foarte grele, iar cei din Orăștie, comunitatea din Orăștie, au fost cumva foarte aproape de mine, nu cumva, sub orice formă, pentru că chiar îmi aduceam aminte de Sfântul Ion, a fost ca o spovedanie, să spunem, între mine și prietena mea, cât de aproape au fost acei oameni alături de mine, și mi-aduc aminte că și pe tine te-au primit cu brațele deschise când te-ai hotărât să vii în Orăștie. Nu știu dacă m-am hotărât eu să vin sau cum s-au întâmplat, s-au așezat lucrurile, dar și naturii, am venit doar pentru câteva zile și n-am mai plecat 7 luni. Dar într-adevăr am găsit o comunitate de oameni foarte calzi, foarte primitoși și foarte deschiși să-mi susțină proiectele pe care eu venisem și le aveam în minte să le implementez, și am găsit foarte multe susține. De asta am și reușit în anii respectiv să creez o grămadă de lucruri, cum știu, acolo la Orăștie. Dar și încă în momentul de față îmi desfășură activitatea la Orăștie, în fiecare zi. Merg la Orăștie pentru că acolo țin clasele de antrenament. Mi-aduc aminte și acum dăm din casă momente foarte dragi mie. Noi ăștia pribegi, așa, care călătorim, eu nu știu, eu stau și îmi privesc viața, anii, și îmi dau seama că mereu în timp am călătorit așa, părți, bucățele din viața mea, prin Europa, prin țară, mă trag din Sebeș. Cea mai mare parte a timpului am dus aici în județul Hunedoara, mă simt acasă aici în județul Hunedoara. Deja uit de foarte multe ori că de fapt la origini mă trag din Sebeș. Mă doare asta, salut prietenii, Claudia o să mă certe că spun asta dacă o să se uite la emisiune, dragii mei, vă iubesc. Dar totuși viața mea e aici în județul Hunedoara, și bucăți din viață le-am petrecut peste hotare. Mare bucurie, dragii mei, a fost când văd că și alți români se întorc acasă, și mi-aduc aminte
cu foarte mare drag acea zi în care tu ai postat și ne-ai spus că îți reîncepe activitatea și m-am referit la activitatea de la Orăștie pentru că cunosc câteva fete care deja au vechime alături de tine în sport, pe Ioana, Vereș, pe Tania, le salut pe fete și cred că mai sunt, dar nu mi le aduc eu aminte pe toate, dar ele îmi sunt prietene foarte bune și mi-aduc aminte câtă, ce explozie de bucurie a fost în mediul online când ai postat că te-ai repatriat și te întorci acasă și eu am făcut o postare, eu vă susțin, dar online, că nu ne iese cu sportul. Te-ai întors și tu acasă în România și ăsta e un motiv de bucurie, să spunem, uite, se întorc românii acasă și povesteam când ne-am întâlnit în această dimineață, noi suntem români fericiți. Da, chiar pot să spun că sunt un român fericit. Decizia de a pleca din România a fost una rațională, considerente financiare la momentul respectiv, iar în momentul în care problemele financiare nu au mai fost probleme, am dat seama că nu mai aveam de ce să stau acolo. Și atunci am luat decizia de a ne întoarce. Pentru că din punct de vedere sufletesc și din punct de vedere profesional nu aveam niciun fel de satisfacție. Acolo eram doar o cifră în sistemul lor și într-adevăr era ok financiar. Plus faptul că eu de vreo 2 ani și jumătate în UK nu aveam un job, ci îmi desfășuram o activitate ca self-employed. Pe partea de online aveam un program și mi-am dat seama că pot să fac lucrul acela și de aici, la niște costuri nu mai mici, mă refer chirie și alte lucruri, și atunci am vrut să-ți iau la decizie să ne întoarcem. Și a fost una dintre cele mai bune decizii, pentru că eu, efectiv, în astea 5 luni de zile de când m-am întors, mă simt plin, pentru că fac ceea ce îmi place, am reluat vechile proiecte și, cum spuneai, în momentul în care am venit în țară, am zis că nu o să mai fac partea de offline, adică antrenamente față în față, cum făceam înainte la centru de slămit. Dar după câteva discuții cu oamenii întâmplători pe stradă care mă întrebau, domnule, ce faci în concediu, cât mai stai? Zic, nu, am venit de tot. Și îmi dai drumul la treabă. Zic, nu, n-am luat în calcul. Până în momentul în care Ioana a zis, domnule, hai să faci, hai să dăm drumul la ceva. Și zic, ok, dacă strângi 10 fete, vin. Și am făcut un grup de WhatsApp și în 48 de ore, cred că am strâns vreo 52 de persoane care s-au anunțat prezența să vină și atunci mi-am dat seama că încă am fost bine primit înapoi și m-am luat prin surprindere, nu mă așteptam, pentru că 90% dintre persoanele respective sunt persoane cu care am colaborat cu ani în urmă. Foarte puține sunt persoane noi care au venit la antrenamentele mele. Asta mi-a arătat că, într-o anumită măsură, am fost apreciat că ceea ce am făcut cu ani în urmă a rămas undeva acolo în amintirea colectivă ca fiind ceva bun și mă bucur foarte mult să fac ceea ce fac în momentul de față, lucruri pe care nu l-aș fi putut face dacă continuam să trăiesc în afara țării. Deși și acolo am legat o comunitate, așa cum văd în momentul de față telespectatorii, de antrenament în aer liber. Dar nu este același drive ca aici. Dragii mei, țin să vă anunț că, într-adevăr, explozia de bucurie a fost și a mea. Eu care nu fac sport, Rosi, mulțumesc. Uite, Rosi deja dezvăluie din pozele pe care tu ni le-ai trimis. Sunt persoane. Aici deja schimbare prin mișcare, fiind în urban, trebuie să trecem dintr-o parte în alta, pentru că aici trebuie să ne explice Doru despre ce este vorba, dar acolo sunt fetele de la sală despre care noi povesteam și care l-au primit pe Doru cu atâta bucurie, dragii mei, nu se mai terminau postările în acea seară și, într-adevăr, a fost așa, nu că oamenii te-au primit cu și ți-au apreciat puțin. Oamenii au fost de-a dreptul bucuroși când te-ai întors acasă. Mai nu știu dacă neapărat faptul că începeau să facă sport, pentru că marea majoritate dintre ei au făcut sport și pe pandemie și ajungem la acele zile urâte din cauza acelui virus inutil și o să ne întoarcem la poze pentru că vreau să-l rog pe Doru să ne povestească, dar până acolo, Rosi, ne mai rămânem un pic când o să ne întoarcem din nou la poze. În pandemie ai fost unul dintre cei care ai găsit calea să ții oamenii pe linia de plutire, pentru că cei care iubesc sportul cu adevărat și oameni care au făcut și fac din sport un stil de viață, pentru că există, dragii mei, acea categorie de oameni care fac din sport un stil de viață,
tu ai reușit cumva să-i ții pe linia de plutire și fizic, dar și mental, pentru că pentru voi șocul, la fel ca și pentru artiști, șocul a fost foarte mare, mai mare decât pentru noi ceilalți, cred. Eu, neavând activități din astea de sport, de concerte, de a ieși pe scenă, de a trăi, de a mă hrăni din oamenii de lângă mine, pentru că nu eram oricum o singuratică și înainte, nu a fost șocul chiar atât de mare. Însă pentru voi, care vă întâlneați zi de zi la sală, vorbeați, păstrați legături, tu ai fost unul dintre oamenii care a reușit să găsești calea asta online mai repede decât alții, pentru că ai fost printre primii care ai făcut asta, dacă eu mi-aduc aminte bine. Am început să fac partea online încă dinainte să plec din România, sincer. O testam, nu aveam foarte multă încredere în metoda aceasta, venind din sală unde lucrez în mod direct cu omul, pui mâna pe el, ai contact cu el și mi-a ieșit foarte bine chestia asta. Nu am avut încredere ca și metodă în partea cu online. Ideea este că în momentul în care a venit pandemia, pentru o parte din industria noastră a însemnat un restart. Ne-am dat seama că e bine să ieșim puțin din cutie, să gândim puțin diferit, pentru că dacă nu să gândim diferit, probabil o să dispărem de pe piață. Și atunci am intrat foarte mult mai profesional pe partea de online. Ce m-a surprins pe mine în mod plăcut a fost faptul că oamenii au fost și ușor, ușor deschiși, datorită circumstanțelor către online, iar ce mi-a rămas în minte este că, deși lipsea conexiunea umană, noi după orele de antrenament pe care le făceam și au rămas aceleași de 3 ani de zile, de 3 ori pe săptămână, aceleași ore, nu am schimbat. Rămâneam undeva, de exemplu, terminam la 9, noi la 12 noapte încheiam discuțiile de după. Am creat un timp și un spațiu în care fiecare persoană discuta, nu aveam un topic și ne-am dat seama că ne-am conectat foarte, foarte bine. Motiv pentru care și în momentul de față comunitatea mea online este bazată din aceiași oameni de acum 3 ani de zile. Mă refer că am dat drumul pe 1 februarie 2020, ceva de genul acesta, și acum 2021. Ca să nu dea matematic, da? Sunt 3 ani de zile, știu sigur. A existat conexiunea și conexiunea mi-am dat seama că dacă în domeniul meu nu sunt mai deștept ca alții, nu sunt mai bun ca alții, dar dacă reușesc să mă conectez mai bine decât alții cu oamenii, acei oameni vor merge cu mine, în sensul te vor urma. Era spune în engleză. Da, da, dar nu-i problemă, că telespectatorii înțeleg engleză. Eu am o problemă, da, cu vorbitul, de înțeles, înțeleg. Dar poate astea să farme cu un direct. Așa e, oamenii te urmăresc, la propriu te urmăresc. La Doru e o chestie foarte interesantă, dragii mei, pentru că pe el, într-adevăr, oamenii îl urmăresc la propriu. Îl urmăresc și pe stradă, îl urmăresc și la antrenamente, îl urmăresc și online. Și el s-a obișnuit cu viața asta. Pare foarte comodă pentru el. Acum, dăm din casă imediat, stați liniștiți că nu scapă. Începem cu începuturile, pentru că cei care trec pe la Dale Dimineții, mai ales la prima emisiune, că e prima, eu îmi doresc și eu personal promit să îl invit pe Doru mai des. Chiar discutam că poate facem și o rubricuță în care să ne trimiți niște filmări, nu știu, poate, știi, poate până la urmă mă prins și pe mine măcar să mă facă fac sport, știi, dacă nu fac sport. Eu nu fac sport, dragii mei, dar nu se știe niciodată. Poate încep, poate mă convinge Doru. Dar începem cu începuturile. Vreau să mă duc în tinerețea ta și prin tine și prin vorbele tale să ne povestești. Când ai început să, în tinerețe sau în adolescență sau la ce vârstă ți-ai dat seama că iubești sportul? Mi-a plăcut fotbalul, sincer, de junior fiind mi-a plăcut fotbalul. Să țin minte că am fost selectat din școală. Au venit pe vremea respectivă să făceau selecții în școală. Țin minte că unde în țară? Ca să știi. La Galați. Așa! Și am fost selectat la o echipă, la o academie de fotbal particulară la vremea respectivă, dar eu, cum pe seama circumstanțelor, situației financiare, priorităților mele de atunci și a familiei mele, nu am putut să țin pasul cu colegii mei. Ulterior am fost la liceu auto, iar la liceu auto sportul liceului era rugby și îmi plăcea pentru că ne scotea de la ore, mergeam la antrenamente și plus că ne mai dădeau Eugenii. Sincer, cam asta ne dădea, aveam o masă pentru că făceam sport. Dar, într-adevăr, m-am apucat mai
puternic sau mai dedicat către mișcare undeva, cred că în urmă cu 11 ani de zile, în momentul în care am conștientizat că am niște probleme de sănătate, în sensul că aveam o burtă destul de mare, aveam probleme că mă legam la șireturi. Aveam o firmă la vremea respectivă în Galați și mi-am dat seama că făcând niște drumuri cu mașina aveam niște anumite crize, pur și simplu mi se făcea foarte rău. Nu știam despre ce vorba, țin minte că am fost la un medic, am scris lucrul ăsta în prima mea carte, am fost la un medic, nu mai era medicul meu de familie pentru că nu-l frecventam, era un alt medic la momentul respectiv. Și medicul mi-a spus că ce trebuie să fac este să am grijă la nutriția mea și să mă pun să fac sport. Chiar am fost revoltat la momentul respectiv pentru că eu aveam impresia că fac mișcare, pentru că aveam o firmă de construcție și în zilele în care nu vedeam muncitorii, munceam eu cot la cot ca să-i înlocuiesc. Mie mi se părea că fac mișcare, aveam chiar și abonament la sală, dar nu reușeam să ajung exact ca mulți dintre clienții mei actuali sau foști clienți. După care mi-a spus să mă mai duc din punct de vedere a nutriției. Pe mine m-a revoltat chestia asta pentru că mă așteptam să-mi dea niște medicamente să-mi rezolve acele crize, pentru că asta era soluția pentru mine în momentul respectiv. Nu înțelegeam că trebuie să-mi schimb comportamentul. Dar ajuns acasă am început să fac research la vremea respectivă pe internet. Informația pe internet nu era atât de, nu știu, de bogată ca în momentul de față și era de o calitate mai bună. Și am început să urmăresc diferite persoane, m-au inspirat, am început să fac o transformare și cum atunci era oarecum puțin vestul sălbatic, să spunem, pe internet, era adică mai mult spațiu, mi-am dat seama că am crescut o comunitate foarte frumoasă în jurul proiectului meu. Proiectul meu însemnând transformarea mea. După care am scris prima mea carte, așa un ghid cum mi-am dorit eu să fi găsit la momentul respectiv. Deci de acolo a pornit totul, să spunem la modul mai profesional, pentru că după aia am fost căutat să țin cursuri pentru alți traineri, în condițiile în care eu nu eram încă un personal trainer sau un instructor. Și după aia mi-am dat seama că trebuie să mă și dezvolt din punct de vedere a diplomelor, lucruri de genul acesta. Cam asta e povestea cum am început eu și să devin antrenor, să spunem. În vremurile de demult apuse, când eu încă mai făceam mișcare, făceam un fel de sport, săream pe niște ghetuțe din alea care, în fine, ne canguceam, dacă ți-aduci aminte. Asistam, pentru că ne întâlneam în sală într-o anumită perioadă, l-am cunoscut pe Dor, pe mine m-a impresionat și dacă ți-aduci aminte, ți-am și spus în vremurile acelea, pe mine m-a impresionat calmul cu care reușai să îi chinui, dragii mei, le chinuia, Tania, te iubesc. Deci am văzut prietenele mele bune, ca în cazul Taniei sau al lui Ioana Vereș, o transformare vizibilă. Adică le-am văzut transformându-se sub ochii mei din punct de vedere fizic. Pe mine m-a impresionat la Doru răbdarea cu care le convingea ce să facă, cum să... Eu aș fi plâns, l-aș fi strâns de gât, nu știu. Dar răbdarea cu care îi convingi pe oameni că e bine să faci anumite lucruri, să-ți schimbi viața, să mănânci sănătos, să... cuvintele, cum îți găsești cuvintele? Nu ai o pregătire specială sau nu aveai la momentul respectiv, acum o ai, acum deja și... experiența ta e deja o pregătire pe care nu ți-o poate lua nimeni, o avere, să spunem așa, pe care o câștigi în timp. Dar cum găseai la momentul acela când erau începuturile, Doru? Pentru că erau începuturile, nu făcea nimeni ce făceai tu într-un orășel, într-un cătun, la orăștie, să convingi niște oameni simpli, care nu erau multinaționale, în capitală, să... fac altceva. Cum găseai? Care au fost motivațiile tale personale, în sufletul tău? Motivațiile mele personale, sincer, la momentul respectiv, au fost unele pur financiare. M-am gândit ce abilități am eu și care, pentru care piața ar plăti. La vremea respectivă, cu partenera care eram, țin minte că m-a consiliat din punctul ăsta de vedere și am ajuns la concluzia, pentru că de cele mai multe ori problemele le găsești în jurul tău. Vezi ce probleme au oamenii respectiv și te gândești oarecum aș putea să rezolv sau la care dintre ele m-aș putea pricepe eu. Și atunci mi-am dat seama că expertiza mea ar fi în direcția aceasta cu slăbitul. Aș putea să ajut persoane să scadă în greutate.
Am început din aproape cu persoana apropiată mie, cercul apropiat și deci ușor, ușor au început să apară rezultatele. Când ești la început, ai un ego foarte puternic și îți dorești cât mai repede să obții rezultatele cu persoana respectivă. Chiar câteodată treci oarecum de partea umană și vezi lucrurile ca pe un experiment. Asta este realitatea începuturilor, nu a fost o chestie foarte wow. După care îți dai seama că trebuie să ții cont de unul din fața ta, să înțelegi că procesul ăla diferă de la o persoană la alta. Dar acea răutate pe care am avut-o constructivă a făcut să obțin foarte repede rezultate cu foarte multe persoane și cred că la vremea respectivă și în curând o să se aud de la fel, dacă o persoană slăbea, deja era întrebată pe stradă dacă merge la Dorogoț. La vremea respectivă era genul ăsta întrebare. Adică persoanele în momentul în care intrau în centru de slăbit, nu mai aveau dubii că nu o să obțină rezultate. Probabil că intra și în energia comunității, iar după, pe parcurs, mi-am dat seama că sunt o grămadă de lucruri pe care nu le știam. Le făceam la nivelul brutal, le făceam la nivelul egoist. Dar asta vine odată cu experiența. Nu au fost lucrurile, sau probabil din neștiința mea, din inocența mea de atunci, dar din dorința de a obține rezultate, probabil că am făcut niște lucruri pe care o persoană cu mai multe cunoștințe nu le-ar fi făcut. Și cred că asta m-a diferențiat de ceilalți, care aveau cunoștințele, aveau expertiza, lipsa mea de cunoștință și naivitatea de atunci, dar dorința de a obține rezultate m-a făcut să fiu diferit. Cu altă metodă nu mă văd să fiu, cu alte calități. Dar, într-adevăr, am insistat după aia să mă educ pe partea de programare neurolingvistică, pe partea de coaching, pentru că mi-am dat seama că este important să pot să mă conectez cu omul în față, să pot să-l ajut ca el să se ajute. Pentru că eu, sincer, îi arăt o direcție, dar omul trebuie să facă pașii respectivi. Eu sunt oarecum, tu spuneai că îi vedeai cum îi chinu pe acele doamne. Eu pentru mine era chin, lor le plăcea, adică ele erau atât de calme și atât de... Eu mă uitam și ziceam, mama mia, dar... Cum nu-l cunoșteam pe Doru, vocea lui, felul în care le explica, eram uimită. Cred că ți-am și spus, nu cred, sunt sigur, eu mi-aduc aminte că ți-am și spus la momentul respectiv, avusesem o discuție. Eu eram chiar curioasă, pentru că le cunoșteam pe fete. Adică nu venea să cred că fetele alea și-au schimbat viața. Dragile mele, toate drumurile duceau la sală. Deci... Și duc la sală după atâția ani de zile. Asta pe mine m-a impresionat și rămâne impresionant până acum că au trecut aproape 10 ani și prietenele mele fac sport în continuare. A devenit pentru ele un stil de viață. Un lucru pe care îl făceam la vremea respectivă era să lucrez cu un tipar de client victimă care are o problemă, kilograme multe și durere să o rezolve. Ei, și atrăgeam de foarte multe ori persoane care se plângeau foarte mult. Switch-ul a fost în timp să îmi schimb eu partea de mindset și să reușesc să le fac pe acele persoane care, în mod ideal, el ar veni doar să scape de câteva kilograme din stadiul de durere. Hai să-mi rezolv puțin problema, dar în momentul în care puțin încep să apară complimentele, încep să apară rezultatele, vin o cămășuță stă mai bine, o gaură la curea să, mai mică, sau... Atunci ele își pierd motivația, pentru că durerea erau cele care le puneau să meargă mai departe. Odată cu trecerea timpului am conștientizat că eu trebuie să ajut aceste persoane să-și găsească motivația în recompensă, să nu o facă să scadă niște kilograme, să o facă ca să trăiască frumos, să simtă bine în corpul lor. Indiferent de vârstă, indiferent. Și atunci motivația asta este permanentă, pentru că niciodată nu o să reușim să ajungem acolo încât să fim mulțumiți de noi. Poți să-ți atingi să dai 10 kg, dar dacă ai obiectiv să arăți și să te simți bine, o să-ți dai seama că tot restul vieții tale vei fi într-un acest proces. Și s-a schimbat puțin tiparul acesta de client, iar doamnele care îmi vin acum nu mai sunt doamne care vor să scape de niște kilograme și o să-și piardă motivația în momentul în care își atingă acel obiectiv, ca după aia să apară acel efect, să se întoarcă la vechile obiceiuri și după aia să pune iar kilograme și iar să ne vedem peste câțiva ani de zile. Acum tiparul de persoane care le-am atras la centru sunt persoane care vor să arate și să trăiască frumos și văd ca mișcarea făcând parte din un ingredient special pentru partea psihică și partea fizică. Poate e puțin îndoctrinare, dar într-un sens constructiv? Nu cred că e îndoctrinare și telespectatorii și prietenii mei mă cunosc și știu că nu sunt genul de persoană care să facă afirmații gratuite. În momentul în care recomand ceva sau pe cineva, îmi fac temele. În cazul de față, dragii mei, Doru, ceea ce pe mine m-a cucerit în povestea frumoasă de sport a lui Doru Dorobăț e continuitatea. Dacă oamenii au rezistat la 10 ani într-o comunitate creată de Doru Dorobăț, e foarte mult.
pentru că eu aceeași prietenie am întâlnit-o acum, după atâția ani, ani în care eu am plecat, tu ai plecat, fetele și-au schimbat viața, au schimbat joburi, au schimbat foarte multe lucruri. Căsnicii, că n-am fost așa mai cu perdea, dar prezența constantă e Dorul Dorobăț și sportul. Pentru mine asta a fost, să spunem, cheia care sau clicul acela în care am zis vreau să găsesc secretul și cum pot decât să-l rog pe Doru să vină la Dale dimineții. N-am găsit încă secretul, dar îl găsim noi până la sfârșitul emisiunii și dau citire unor mesaje că se pierd. Adrian Mureșan se uită. Bună dimineața, domnul Mureșan de la Hațegana. Bună dimineața, bună dimineața, Edi. Bună dimineața, doamna Adriana Furcă. Bună dimineața, o zi bună, binecuvântată, cu multă sănătate. Poftă la cafea, vă mulțumesc anticipat pentru tot ceea ce ne oferiți. Doamne ajută tuturor, un nou fericit. Vă mulțumim. Domnul Enea Vasile, bună dimineața. O salutăm pe Iuliana. Diana Iordache, se uită. Claudiu Achim, bună dimineața. Claudiu, te așteptăm alături de noi. Călin Constantin Moraru ne spune bună dimineața și am un mesaj special pentru tine. L-am văzut mai de la ceva timp, cred că ați observat. Nu știu cine e doamna sau domnișoara sau știu cine e, dar vreau pe Doru să-mi lase. Codruța Dorobăț, cine e? Sunt eu. Și spune așa, bună dimineața cu spor, pune o inimioară frumoasă și zice, I'm proud of you. Cred că traducerea ar fi, nu știu, că e mândră. E mândră de mine, da. Foarte frumos. Mulțumim. Maria Hinț ne spune bună dimineața, Moldovan Sergiu ne spune dimineața și, bineînțeles, o salutăm pe Iulia Daniela, o altă prietenă de emisiunii noastre pe care o așteptăm la Dale dimineții. Bună dimineața, Iulia. Ce repară Doru cu sportul? Pe urmă repară Iulia cu aparatele. Știi că ne face așa frumoase, ne colorează, ne decolorează, ne întreține. Doru, Iulia Daniela ne pune și Alin Modârcă se uită la noi. Bună dimineața, Alin de la Reno. Astăzi o să avem afiș, că am văzut că ai postat. O să povestim ce se întâmplă sâmbătă seara la Reno. Și că retro party. Da, revenim, dragii mei. Până acolo continuăm cu Doru. Doru, ai zis tu trei cărți. Tu când ai timp să scrii? Aș vrea eu, înainte să citești mesajul, vreau să spun ceva, dacă pe care este secretul meu, să mi-l spui și mie, pentru că eu, sincer, nu știu. Eu știu secretul tău. Ok, super. Și în emisiunile viitoare sau rubricile viitoare pe care o să le facem, pentru că simt eu așa că o să avem o colaborare foarte faină, pentru că faci lucruri faine cu oameni și o să vedem despre ce e vorba, că din online Doru a sărit direct în parcul de la Bejan, printre altele, dragii mei, să vedeți ce schimbare. Eu mă așteptam să se mute de tot, dar nu s-a mutat de tot, s-a mutat doar așa cu bucățica, a păstrat și online. Nu am văzut postarea de ieri. Dacă urmăriți pagina de Facebook al lui Doru Dorobăț, să știți că găsiți acolo activitatea. Activitatea lui Doru nu e foarte greu de găsit. Căutați pe Facebook. Ai și Insta și TikTok și de toate sau ești mai selectiv? Sunt pe Facebook. Pe Facebook. Am și pe celelalte platforme, dar pe Facebook sunt prezent. Și acolo îl găsiți și îl găsiți foarte ușor dacă îi scrieți un mesaj, să vedeți ce repede vă răspunde. E foarte activ Doru și am văzut că ai o postare că lângă foc explică-ne despre ce e vorba. 3 ani, un proiect tot despre online, că nu ieșim de aici, dar pe scurt că vreau să mergem la Bejan, că acolo cred că e mai mișto. Am reușit să leg acea comunitate în perioada aia cu pandemia și acea comunitate și după ce a trecut pandemia a rămas alături de acest proiect. Și acum, pe 1 februarie, împlinim 3 ani de zile de activitate. 3 ani de zile în care am făcut în mod constant sport de 3 ori pe săptămână, fără oprire. În casă. În casă, ca să înțelegeți. Acasă, dragii mei. Acasă. Fiecare la casa lor și oamenii ăștia se întâlneau. Câtă răbdare poți să ai? Știi ce este interesant? Că oamenii aceștia care sunt pe online sunt oameni care ar putea să vină acum în săli.
sau aici unde sunt eu. Sunt de aici din Deva, Hunedoara și Uruștiu, o mare parte și bineînțeles care mai sunt în Europa. Dar au rămas constanți în partea de online pentru că lor le se potrivește modul ăsta de a face mișcare din confortul locuințelor. Și țin la acest proiect foarte, foarte mult. Și ideea cu statul lângă foc am învățat-o și eu de la un mentor de-al meu, Paul Martinelli. Este important dacă unde-ți muți interesul, creierul îți mută atenția. Unde-ți merge atenția, îți merge energia. Unde-ți merge energia, tu faci acțiuni. Unde faci acțiuni, viața îți dă feedback. Și apoi iar îți muți interesul în funcție de feedback-ul pe care îl primești la viață și interesul tău se schimbă. Și de asta le spun foarte mult oamenilor. O primă regulă, dacă vrei să te îmbunătățești într-un anumit domeniu, este să stai aproape de oamenii care fac același lucru ca și tine, care au aceleași valori și au aceleași obiective. Uite, eu țin minte o discuție pe care am avut-o cu tine, pe baza unei cărți care se numește al lui Joe Dispenza. Și acolo era un principiu, călărești un singur cal. Corect. Iar lucrurile acestea mie mi-au rămas în minte și același lucru caut să-l dau mai departe, să le explic oamenilor, să călărească un singur cal, să rămână aproape de foc. Și a rămas la noi în comunitate, hai să spunem așa, ca un logo, să stea aproape de foc. Când ne referim aproape de foc, nu mă refer aproape de mine, ci mă refer aproape de energia care o găsește în acea comunitate pe care noi am creat-o. Și în momentul de față sunt trei comunități diferite. Comunitatea online, comunitatea offline, cea de la cu centrul de slăbire în Orăștie și comunitatea fitness urban. Sunt trei comunități diferite care am avut ocazia acum să le reunesc pe toate alături de alți colegi antrenori la un eveniment, zic eu, o sărbătoare a comunităților de fitness din Deva, Hunedoara și Orăștie. Și sunt foarte mândru de reușita aceasta, de oameni aceștia și de rezultatele lor. Dăm drumul, dragii mei, pentru că timpul se scurge foarte repede. Îl rog pe Rosie să dea drumul la unul dintre filmulețe, primul dintre ele, că oricum să le urmărim pe amândouă, să vedem ce înseamnă fitness urban. De înțeles pentru noi, cei care ne uităm. Și acum nu glumesc deloc. Eu sunt așa, mai din toporișcă, ca să nu zic din topor. Eu, dacă aș trece, sunt foarte mulți oameni care, dacă trec pe lângă voi și vă văd făcând asta, aș zice ce ar zice mama. Oamenii n-au de lucru, fratele meu, n-au treabă acasă. Cum ți-a venit ideea? Pentru că noi am spus fitness urban, fondator, scrie acolo pe pagină. Eu te-am întrebat, tu ai confirmat că da. Hai să povestim ce înseamnă de fapt fitness urban și încearcă, te rog, să o convingi pe blonda din fața ta. Cum e cu asta, cu lucru, să faci sport cu propria ta greutate? Adică fără să folosim, bine, folosim acele bări și așa, dar ne folosim de propriul nostru corp. Adică investiție zero, nu chiar zero, că ne descurcăm cu un echipament sportiv, ne primești și în... Și fără echipament se poate, că noi stăm și dezbrăcați aproape. Am văzut, încerc să... suntem totuși la matinal și încercăm să păstrăm o oarecare decență, dragile mele. Asta e din parc de la Bejan. Da. Din parcul Bejan de aici, din Deva, acum observi imagini proaspete de la ultimele antrenamente. Da, foarte tare. Permite-mi puțin, te rog, să mă întorc în trecut. Da. Ne-am rezolvat problema cu kilogramele pe care le-am avut la momentul respectiv și țin minte că am investit într-un curs în care îmi doream să dezvolt o afacere online și mă refer, vorbesc de 2011, cu foarte mulți ani în urmă. Și am participat la un workshop de un weekend la Predeal. Trainerul de acolo, într-una dintre pauze, m-a întrebat: prietenii, ce faci? Care bine, merge sală, lucruri de genul acesta. Și a zis: dar eu nu merg la sală. Păi, dar tu ce faci? Zic, nu știu cum, adică ieșim așa în parc și eu fac antrenament cu propria greutate în parc. Păi cum adică în parc? Ce e? Cum se numește? Și zic, nu știu dacă există un nume, dar eu l-aș numi fitness urban. Adică pur și simplu folosesc mobilierul urban și ce, dacă mă duci undeva, eu pot să fac un antrenament dacă mă lași în spațiul respectiv, pentru că voi găsi de așa natură cum să lucrez musculatura, să fac exerciții. Și în momentul respectiv a rămas conceptul ăsta de fitness urban și mi-a spus, mi-a plăcut chestia asta, ci că, wow, de ce nu dai mai departe lucrul ăsta? Convingerea mea la vremea respectivă era că poate să dea cineva să dea lecții sau să ghideze pe altcineva e doar dacă ai o școală, o facultate în domeniu. Asta era convingerea mea atunci.
Iar un alt trainer la acel eveniment mi-a spus, dom'le, dacă tu ai plantat roșii cu un an în urmă, tu ești deja un expert pentru om care n-a plantat niciodată. Dacă... Clar, sunt fermieri aia care sunt la aia în lumină. Dar tu, pentru o anumită categorie de oameni, tu poți să fii un ghid. Și apropo, tu s-ar putea să înțelegi mai bine că ești mai aproape de nevoile lor, de provocările lor, decât cel care a fost cumva cu ani și ani în urmă în punctul respectiv. Și de atunci am venit în credere să vorbesc mai mult de fitness urban. Și am ajuns imediat, după câțiva ani de zile, undeva la 14 comunități. Tineri care se, și nu neapărat tineri, care se antrenează cu propria greutate în diferite parcuri din țară. Și făcusem în ora 12 duminica, ora de fitness urban la nivel național. Adică comunitățile și-au în același timp și făceam antrenament, au fost la vremea respectivă multe reportaje. Odată cu trecerea timpului s-au schimbat și prioritățile și am mers mai mult pe partea financiară, pentru că este un proiect în care, din care eu nu câștigam bani la momentul respectiv și a venit și această problemă în viața mea, pentru că să-ți facă plăcere să faci ceva este una, dar nu poți să faci acel lucru dacă îți lipsesc, nu ai acoperite nevoile de bază. Și atunci am mers foarte mult pe partea de scădere în greutate. Dar, întorcându-mă acum în țară, am fost la un eveniment la Sibiu, unde fiul meu participa la un concurs și îl salut pe această ocazie, la un concurs de culturism. În sala respectivă, un grup de tineri vorbeau între ei, ăsta nu este doar o bățăla cu fitness urban? Soția mea a auzit, l-a confirmat și așa am ajuns la un concurs de culturism, unde era cel mai micuț de acolo, dacă e că toți erau mari, și mulți se fac poze cu oamenii din public, ceea ce m-a onorat foarte mult și mi-a zis, bă, ok. Tipul aia îmi spunea, Dorule, eu făceam antrenament pe filmulețele tale în urmă și acum sunt personal trainer, sunt antrenor, sunt sportiv de aici, din Deva, care sunt la rândul lor antrenori, care au participat la antrenamentele fitness urban în urmă cu 10 ani de zile. Ba, în Timișoara, de exemplu, ca asta e un prim exemplu care îmi vine în minte, în oraș mai apropiat, unde actual traineri au participat la antrenamentele de fitness urban. Și mi-am zis că dacă aș avea toți banii din lume, care activitate aș continua să fac? Ar fi asta cu fitness urban, pentru că eu mă văd făcând și la 70 de ani, mă văd ducându-mă într-un parc și făcând antrenament cu propria greutate. E un stil de viață și atunci am zis să fac o provocare. Pentru mine să-mi iau angajamentul că voi face 50 de antrenamente în aer liber în fiecare sâmbătă ora 9. Și am început această provocare, acest challenge cu mine, cu încă 3 persoane care știam că oarecum le place să facă mișcare în aer liber. Pentru că atâți am fost la început și în momentul de față suntem 20 și ceva de persoane care ne antrenăm în fiecare sâmbătă la ora 9 în parc. Și facem alternativ. Parcul Cetate, pentru că este un parc de strictură caut acolo, și parcul de la Bejenca. Un weekend într-o parte, un weekend într-o parte. Asta e povestea de până acum aceste mișcări fitness urban. Ceea ce am eu încredere este că mișcarea fitness urban va ajunge o mișcare la nivel național. În primul rând, vis-a-vis de beneficii. Rosti, te rog, mai lasă filmulețele, dă-le drumul la amândouă și lasă-le să curgă în timp ce noi povestim, ca oamenii să vadă despre ce e vorba, cei care vin mai târziu alături de noi. Cosmin Filimonov ne spune bună dimineața, probabil e unul din nostru din comunitate. Da, lasă filmulețele să curgă și Doru ne povestește. Zero costuri. Nu te costă nimic să faci sport. Nu știu, nu face diferență dacă tu tragi de propria ta greutate sau tragi de o ganteră de nu știu câte mii de euro sau lucrezi la un aparat. Nu știu, nu face diferență. Oxigenarea este diferită. Plus faptul că eu cred că trăim într-un mediu foarte artificial, în casă, aer condiționat, în mașină, aer condiționat. Eu cred că ieșitul și a lucra afară înseamnă și o aclimatizare foarte bună pentru corpul nostru. După cum se văd și în imagine în momentul de față, nu avem scuze că nu sunt condiții, că e apă pe jos, că e lășcăială, că e zăpadă, că sunt, poate nu știu, la momentul respectiv cred că erau undeva 2 sau 3 grade afară. Efectiv ne înghețau mâinile pe bara respectivă. Nu contează lucrul acesta. După 40 de minute de mișcare ai un sentiment așa de mulțumire, deși, o spun cu toată sinceritatea, când mă trezesc în dimineața respectivă și vreau să merg la antrenament și mă uit pe geam și văd că este rece, mă întreb oare de ce mi-a trebuit să fac lucrul acesta. Întotdeauna apare această îndoială, dar m-am pus de fiecare dată în situația în care să nu pot dezamăgi oamenii din jurul meu. Și eu cred că un secret pe care noi putem să-l avem ca să obținem rezultate, să introducem o rutină în stilul nostru de viață, este să ne punem în situația în care să nu-i dezamăgim pe oamenii apropiați de noi. Asta ne dă drive-ul, pentru că dacă noi ne facem o promisiune doar pentru noi de a face mișcare, de cele mai multe ori negociem cu noi și nu știu cum facem, dar avem un avocat care întotdeauna câștigă, dar în defavoarea noastră. Al cunosc. Da. Nu știu dacă e un avocat sau e o voce din aia care... Cum să te trezești să mergi în parc să faci mișcare? Avem 15 antrenamente din cele 50 deja și creștem și creștem și creștem și o să...
Am convingerea și poate o să mai facem o emisiune la vară, o să vezi cât de mulți suntem și o să pară foarte normal. Deocamdată când trec oamenii pe acolo și spun ăștia n-au de muncă sau n-au treaba acasă, suntem niște ciudăței pentru ei. Dar peste ceva timp, ciudăția ăștia o să devină o normalitate. Cunoscându-l și readucând povestea cu care am început în această dimineață la 7, credeți-mă că așa va fi. Eu mi-aduc aminte când l-am cunoscut și mi-aduc aminte acum după 10 ani când îl văd ce a realizat din persoane pe care eu le cunosc și le iubesc, că le ador pe prietenele mele și le văd cât de lejer povestesc despre viața lor prin sport. Și dacă trec anii prin filtrul minții mele, sunt ferm convinsă că dacă Doru și-a pus mintea cu sportul aici la Deva, eu sunt ferm convinsă că în foarte scurt timp, da, probabil vremea, când va da primăvara, lumea se va strânge foarte, mult mai repede lângă tine, la Bejan sau la cetate. Mai e un aspect care o să ne ajute foarte mult, ideea de a avea condiții de a ne antrena în aer liber, lucru care noi avem promisiunea că o să se întâmple. Treabă, da, foarte bună întrebarea, mulțumesc, Rosi. Câți dintre prietenii tăi s-au răcit, dintre clienții tăi, prietenii tăi, acolo se naște deja o prietenie și ia o legătură altfel, devin prieteni pentru că împărtășesc, cunoscându-l pe Doru, exact cum discutam, se gata antrenamentele și discuțiile continuă, pentru că Doru găsește calea să-și susțină oamenii de lângă el. Cunoscându-l, credeți-mă că veți găsi în el un stâlp, un prieten din orice punct de vedere. Dar câți dintre participanții la fitness urban, ca să fiu așa, 8 de televiziune, s-a răcit în iarna asta? De la fitness urban eu unul personal nu cunosc pe nimeni, chiar îi rog dacă văd emisiunea să ne dea un comentariu, dacă s-au îmbolnăvit de când au început să facă, să se antreneze alături de noi. În schimb, într-adevăr, din persoanele, doamnele care le-am la sală, au mai fost persoane care s-au îmbolnăvit în perioada asta de când am făcut antrenament. Cele care am lucrat în sală, dar în aer liber, eu nu țin minte. Da, Rosi e un adept, iubește plimbările în aer liber, el vizitează Bejanul foarte des și îmi trimite poze cu căței și cu ciuperci, dar nu a reușit nici Rosi să mă convingă, și el încearcă să mă scoată la aer, nu a reușit până acum, dar nu se știe niciodată de unde sare iepurele. Eu am fost supraponderală. Nu e un secret, cei care mă cunosc știu că am avut undeva la 80 de kilograme. Am slăbit doar cu nutriție, fără sport. N-am slăbit când săream pe ciudățeniile alea, nu pot să le uit, dar a fost mișto, că a fost mișto comunitatea. Dar am slăbit doar din nutriție. Eu am fost un caz fericit. La mine s-a întâmplat, cred că a fost și mental, a fost foarte multă dorință, a fost foarte multă, nu știu ce să spun, la vârsta la care o am, sunt o fericită, să spunem așa, că nu trebuie să depun foarte mult efort. Dar cunosc persoane care au probleme de sănătate, în primul rând, că e clar că acolo unde nu poți slăbi e o problemă de sănătate, zic, nu știu. Dacă îmi permiți, aș merge puțin mai departe, că doar ca și o completare și să nu ți-o existeră o frumos ideea, este când vorbim de kilograme în plus, pe lângă probleme de sănătate care pot apărea și toată lumea știe, mie mi-a rămas în minte un concept de la o clientă de-a mea, care este un coach foarte bun pe partea de energie, de feminitate. Grăsimea este energie stocată. E important să lăsăm energia să curgă. Unde vedem kilograme în plus, putem spune că sunt emoții stocate sub diferite forme. Și în momentul în care, și pe bună dreptate spun, că am trecut prin momente, chiar în perioada în care am fost plecat în UK, în care am pus kilograme în plus pe mine, ajunsesem încât să nu mai fiu băiatul care făceam și eram ghidat pe alții să slăbească, cred că aș fi avut o nevoie la momentul respectiv de cineva să mă ghideze. Dar era pur și simplu energie stocată. Și scuze-mă că am putut această paranteză, nu e doar vorba de de sănătate, este vorba și de starea psihică. Eu n-am văzut o persoană cu care am lucrat care să nu se simtă bine psihic și să obțină rezultate. Dacă reușeam să le ajut psihic să se simtă bine, să fie ok,
lucrurile după aceea se așezau cu ușurință. Exact în principiu. Asta o tot țin în mânuță, să o vedeți, dragii mei. E o carte, e a treia, e a treia, da? Da, e a treia. Am răsfoit-o când Doru mi-a adus-o. Citesc aleatoriu, nu aleg așa. Încep programe de antrenament, dar nu pot să mă țin de ele. Plătesc abonamente, dar nu le urmez. Eu nu mai plătesc abonamente, dragii mei. Asta nu mai fac. Dar nu o să se vadă niciun rezultat dacă nu mă antrenez din greu. Corect? Astea sunt convingerile. Întrebările de acolo sunt cele mai des întâlnite întrebări pe care le-am primit de la clienții mei în perioada de, ăștia, să spunem, 8 ani de zile, pentru că deja am lucrat cu 2 ani de zile, am 2 ani de zile de când e aproape gata acest ghid. Și am luat cele mai des întâlnite întrebări și provocări sau scuze sau convingeri pe care clienții le au și le-am răspuns pragmatic, pas cu pas, ce anume să facă. Pentru că sunt doar niște limitări psihice din punctul meu de vedere. Iar acest ghid, pas cu pas, din punct de vedere a mindset-ului, a nutriției și a mișcării, te ajută să scazi. O promisiune mea este 10 kg în 10 săptămâni, nu e nimic ieșit din comun, e ceva foarte, foarte normal și se poate realiza cu ușurință. Iar dacă îmi permiți, te rog frumos, orice persoană care vrea acest ghid, într-un mod gratuit, dacă îmi lasă un comentariu sau intre pe pagina mea de Facebook și îmi spune că vrea acest ghid, poate să-mi lasă un comentariu, eu îl trimit în format electronic, pentru că eu chiar îmi doresc ca oamenii să ia contact cu metoda, dacă li se potrivește să o aplice mai departe. Și rămânem, eu încă țin cărticica, nu mă apuc să citesc titlul pentru că o să iese altceva, nici în românește nu-mi iese mie foarte bine, ne citești titlul așa cum îl, și să-l și traduci. E destul de simplu și cred că marea majoritatea oamenilor înțelege, Weight Loss Mentoring, deci este vorba mentorare pentru scădere în greutate. Nimic e și din comun, de nutriție, sport și mindset. Am vrut să-l aud pe Doru vorbind de engleză. Noi l-avem aici pe engleză noastră în dimineața asta, e absent, dar salutăm în lipsă pe Alin, care ne corectează tot timpul. Cum? A fost elevul Doru, da, și Alin, colegul nostru, a slăbit cu Doru. Da, să știi că comunitatea ta e mult mai largă decât tu îți dai seama, ești mult mai cunoscut decât tu ai, tu încă nu realizezi, cred, nu știu, sau îți dai seama așa că te-am auzit pe parcursul emisiunii spunând că ai fost surprins. Nu știu de ce ești surprins, pentru că ai fost prezent în viața noastră a tuturor. Acum, dacă noi nu am bătut moneda, că ne uităm ce face, pe ce să bat moneda, dacă mă uitam la postările lui și mă rușinam efectiv, că am zis că povestesc în dimineața asta o fază. În 2000 și un pic nu erau, înainte de 2000, că nu erau ridicate vizele, locuiam în Kirchheim-Untertech lângă Stuttgart și fostul meu soț, îl salut pe Sorin pe această cale, poate confirma, am plecat, luasem foarte mult în greutate pentru că drumurile și mâncarea din când ajungeam în Germania, ciocolățile și toate bunătățurile de la acea vreme, dragii mei, și eram cumva ținută pe puf, nu lucram, eram mai mult așa călătoare și mă uitam, înțelegeam germană, de uite la televizor și vedeai niște fete care în fiecare dimineață făceau sport, atât de mult îmi plăceau, știi, era un program din ăla, neînțeles, de televiziune, era mișto că era cu muzică. Făceam un sandwich din ăla sănătos și mă postam în fața televizorului și imaginam că fac sport. N-am fost, dragii mei, niciodată. Și mereu, uitându-mă la postările lui Doru, mi-aduc aminte de mine la anii aceia, la fel. Îl apreciez pe Doru pentru tot ce face, dar lenea, dragii mei, că e lenea. La mine, mie personal, e lene și sunt foarte convinsă că mai sunt acasă telespectatori care nu recunosc că e lene. Ei spun că nu e timp. Știi că e mai ușor pentru noi să spunem nu e timp decât nu e lene. Pe scurt, că mai avem foarte puțin timp. Doru, cineva care se hotărăște să schimbe viața. Eu nu vreau să spun că se slăbească, că spune, eu știu prin ce am trecut eu personal. Dar se hotărăște să-ți schimbe viața. Primul pas, dragii mei, search Facebook,
Are titlul limba engleză, dar am și rugat pe Doru, e limba română, nu trebuie să o traduceți. Aveți și poze colorate. Vă arată Doru aici, dragii mei, chiar mă uitam, cu lux de amănunte, cum ar fi bine să mâncăm, poate ne dă și idei cum să ne schimbăm dieta, cum să mâncăm sănătos, cum să mâncăm bine până la urmă. Piept de pui cu salată de năut, ardei roșu, ceapă verde, măsline și brânză feta. Ficat de pui, mi-e foame. Ficat de pui cu mazăre, ceapă verde și ardei roșu. Somon cu spaghete. Rosii, ce mâncăm după emisiune? Mișculeț de porc, piure de cartofi dulce și ciuperci coapte. Dragii mei, nu faceți foamea. Asta era ideea. Dacă aveți aceleași scuze ca și mine, un search pe Facebook, slăbești 10 kg în 10 săptămâni, scrieți comentariul lui Doru, veți primi cartea în format online, vă puteți printa dacă chiar vă ajută hârtia și vi se pare mai comod. Dacă aveți întrebări, întrebați-l, e foarte răbdător, aici dau cu bag mâna la foc, știu despre ce vorbesc. Dacă aveți orice problemă, cu puțin curaj, treceți bariera de dincolo, Doru o să găsească calea. E mult să luați legătura cu el, Doru o să găsească calea, să găsiți puterea în dumneavoastră, să găsiți puterea din dumneavoastră, din fiecare din dumneavoastră, să transformați grăsimea într-o altfel de energie sau să reușiți să treceți calea într-o lume pozitivă, pentru că alături de Doru Dorobăț asta e prima transformare și pot să spun asta cu mâna aproape de brichetă, că n-am altă sursă de foc. Doru găsește calea spre binele din interiorul nostru, îl cunosc de câțiva ani, am trecut și eu prin asta, deși nu am făcut sport, dar în discuțiile noastre de-a lungul anilor Doru a găsit mereu acele vorbe cu care să mă ducă spre calea cea bună. Și uite că și el își aduce aminte de discuțiile noastre de acum foarte mulți ani. Eu vă aștept să-mi scrieți și vă redirecționez dacă vreți să-l găsiți pe Doru și nu aveți curajul să-i scrieți online sau mai aveți alte întrebări, îți găsiți la ora 9 în Parcul Bejan într-o săptămână și în parcul celălalt la Cetate cealaltă săptămână. Ama dacă la 9 fără 5 nu sunt într-o parte, fugiți în cealaltă, dar ziua vă spune el. În fiecare sâmbătă de la ora 9 și întotdeauna postăm pe social media, pe Facebook, postez exact locația, chiar etichetez oameni care și-au anunțat prezența. Dar permite-mi, te rog frumos, dacă și timpul ne mai permite, bineînțeles, dăm voie să spun un anumit lucru. De cele mai multe ori e foarte important să ne folosim creierul, nu că noi nu îl folosim, în ideea de a introduce o rutină nouă, când vorbim de sport. O greșeală foarte des întâlnită este că noi vrem să începem să facem sport pe cât posibil, să începem cu ședințe, în condițiile în care noi poate n-am făcut sport de ani de zile sau poate n-am făcut niciodată. Un lucru pe care eu l-am înțeles în decursul timpului, ca noi să transmitem creierul nostru că este o activitate importantă pentru noi, o anumită chestie nu înseamnă neapărat volumul din acel trunș de antrenament sau de exercițiu, ci pur și simplu exercițiu în sine. Dacă îmi permiți ca și o sugestie și aș face un challenge, până când o să ne mai vedem data viitoare, ți-aș ruga să facem fiecare zi doar o genoflexiune. Ce apare creierul spune, n-are rost să fac o genoflexiune, că nu va produce rezultatul pe care eu îl urmăresc din a face sport. Dar ideea că la nivel de creier se face o nouă conexiune. Creierul va înțelege dacă tu zi de zi repeți aceeași activitate, dar în condițiile în care tu ții creierul în zona de confort, că tu nu-l scoți din zona de confort cu o singură genoflexiune, el va crede că este ceva important pentru tine. Și îți mută atenția. Și unde merge atenția, se întâmplă acțiuni. Dă-ți voie să testezi puterea unei singure genoflexiuni făcute, nu știu, în următoarele luni de zile, dar în fiecare zi. După care mai există trei pași pe care noi, important ca noi să-i respectăm dacă vrem să introducem sportul ca și rutină și nu neapărat sportul, pot fi și alte activități. În primul rând, lucrează în mod voluntar mai puțin decât crezi tu că poți face. Foarte mulți dintre noi, dau un exemplu, vreau să ies la alergare și spune ok, cred că am făcut sport în urmă cu 10 ani de zile, atunci alergam 10 km, cred că în momentul de față aș putea să alerg 5.
Regula asta spune alergă în mod voluntar mai puțin decât crezi tu că poți face. Dacă tu crezi că poți face 5, du-te undeva și alergă 1-2 km pentru început. Creierul întotdeauna, dacă îl scoți din zona de confort, va aduce argumente să nu te mai duci să faci lucrul respectiv. Al doilea sfat este în felul următor. Caută să faci ciclic. Dedică-ți o zi și o oră specifică pentru acea activitate, pentru acea genoflexiune, pentru acea alergare. Asta e motivul pentru care eu n-am schimbat deloc zilele și orele la care facem antrenamente online, la fel cum nu schimbăm orele și zilele în care facem antrenamentele de fitness urban. Ăla va fi un timp și un spațiu închis pentru acea activitate. E nevoie doar de timp încât creierul tău să înțeleagă că în acel spațiu tu nu o să mai faci nimic altceva. Pentru că dacă tu lași spațiul neînchis, universul va umple cu tot felul de activități. Va găsi întotdeauna ceva de făcut. Iar al treilea sfat ca să introduci într-o rutină este să fie ușor. Acum poate pare o coincidență, dar nu e același lucru cu primul sfat în care fă în mod voluntar mai puțin decât crezi și folosesc alergarea ca un exemplu. Dacă la primul sfat fă mai puțin decât tu crezi, nu alegi 5, alegi 2,5. Pune să spunem, nu știu, de 3 ori pe săptămână la o anumită oră să faci acea alergare. Al treilea sfat spune fă în mod voluntar să fie mai ușor, în sensul că dacă tu înainte ieșeai să alergi sau tu vrei să alergi, de fapt, mergi doar alertă aia kilometri. Pentru că cât timp ții creierul în zona de confort, el va accepta cu ușurință o nouă activitate. Pentru că el caută, nu îi pasă de kilogramele noastre în plus, nu îi pasă de alte chestii, lui îi pasă doar să-și conserve energia pentru lucruri care el crede că sunt importante. Da? Că noi avem creierul ăla reptilian. Are logică ce am spus până acum? Foarte multă logică și accept provocarea. Eu o să încerc să fac o genoflexiune, să vedem, dar o să țin minte asta și o să vedem la următoarea emisiune ce se întâmplă. Nu se știe niciodată, v-am spus cu Doru Dorobăț. Rosi, s-a terminat, așa? Am ieșit din emisie. Doru, îți mulțumesc pentru participarea la Dale Dimineții. Te aștept aici mai des. O să ținem legătura. O să rămânem aproape de Doru, pentru că și Doru rămâne aproape de noi. Rămânem aproape de foc. Rămânem aproape de foc, da, asta și era ideea. Mâine dimineață, dragii mei, ansamblu Drăgan Muntean va fi alături de noi prin prezența membrilor. Cătălin Bălan va fi alături de mine la Dale Dimineții, încă doi dintre băieții de la Corpul de Balet. O să vedem despre ce este vorba. Îi așteptăm mâine dimineață să jucăm aici e mai simplu cu jocul, la Dale Dimineții. Până mâine dimineață, dragii mei, o să vă spun în fiecare dimineață dacă am făcut o genoflexiune, dă afișul, da. Un lucru foarte important înainte de finalul emisiunii. O concluzie, să spunem așa. Și echipa de la Reno, Alin Modârcă și Roxana, îi salut, mi-e dor de ei, și Doru, Dorobăț din această dimineață și mulți dintre prietenii mei care trec pe la Dale Dimineții. Până la urmă e vorba să socializăm, dragii mei, că facem sport sau dacă ne simțim singuri, dacă nu avem prieteni, dacă suntem într-o perioadă de schimbare a vieții noastre, nu se știe niciodată ce alegem. Ori mergem, mergem și la sport, ne întâlnim cu băieții și cu fetele de la fitness urban, sâmbătă de la ora 9, sau sâmbătă, seara, mergem la club. 13 ianuarie, Marius Vitan pune muzică retro. E de data asta, dragii mei, cred că va fi un show de show, pentru că cunosc muzica lui Marius, să știi că parcă mă atrage Reno pe sâmbătă, să vedem dacă reușim să găsim gașcă. Dacă nu găsim, ne facem gașcă acolo. Încă o dată, dragii mei, vă spun așa, doar, simplu și pe repede înainte. Vă iubesc, ne vedem mâine dimineață de la 7 fix, aici, la Dale Dimineții.